Dat fiind faptul că deci, acest centru medical este spre folosința și întrebuințarea unui act medical, nu? Mi se pare normal și de bun simț ca și un medic să taie această panică. O să folosesc. Noi tăiem amândoi. Am văzut că vedem că suntem amândoi. Să fie un ceas bun. După 3 ani de lucrări, unitatea medicală din comuna Matca a fost deschisă cetățenilor. Fostul dispensar, mult prea mic pentru nevoile locuitorilor, a fost transformat într-un centru sanitar modern. Eu să încurajez pe ceilalți primari din partidul nostru să facă pelerinaj aici, să vadă model de bune practici, să vadă cât de bine se poate respecta comunitatea locală atunci când ești un primar și când ai un consiliu local care știe ce înseamnă respectul față de fiecare dintre dumneavoastră. Mi-aș dori tare mult să n-aveți nevoie, așa cum spunea domnul primar, de actul medical, dar până una alta trebuie să aveți garanția că există disponibilitatea atunci când aveți nevoie. Noul centru medical are 14 cabinete medicale cu săli de tratament dispuse pe 2 etaje. La mansardă este amenajat un spațiu de cazare pentru medicii care vor dori să rămână peste noapte în Matca. Valoarea investiției a fost de 1.400.000 de lei, bani din bugetul local al comunei. Eu cel puțin simt cu adevărat o mare emoție. Este unul din gândurile care le-a avut Nelu Costea când a devenit primar. Și l-am susținut toate mijloacele care am putut și eu, dar cel mai important lucru, cei din Mătcași au hotărât să-și facă un astfel de centru medical și mai mult ca să mișoreze distanța și mai dintre sat și oraș. Și cred că Mătcașii, ca oameni foarte gospodari, meritau să aibă acest lucru. Sigur, contează foarte mult inițiativa care a avut-o primarul, contează foarte mult ce au dorit consilierii și eu sunt convins că medicii care vor activa aici vor reprezenta pentru Mătcași un suport cel puțin moral și întotdeauna să știe că au ușa deschisă, iar ceea ce am încercat noi, cei care facem politica asta, ne pregătim pentru ziua de mâine. Și ziua de mâine a venit cu primul pas aici și sunt convins că vor continua și astfel de acțiuni. Delegația liberală a participat și la inaugurarea noului sediu al primăriei Barcea, iar vizita în județul Galați s-a încheiat la Tecuci, unde au avut loc premiile PNL Tecuci, eveniment care a marcat aniversarea celor 140 de ani de liberalism în România.